La începutul anului, mai exact în data de 10 ianuarie, Ioan Stănilă, reprezentantul unei societăți comerciale, a obținut de la primăria Deva acordul pentru ocuparea unei căsuțe din lemn în piața de la poalele cetății. Luni 15 aprilie, la o zi după ce Ioan Stănilă a anunțat public faptul că a părăsit PNL, înscriindu-se în PSD și îl susține pe social-democratul Lucian Rus la funcția de primar al Devei, fostul liberal a rămas fără chioșcul închiriat. Primăria motivează că are nevoie de acea căsuță din lemn. Stănilă spune că este vorba despre o răzbunare politică, pentru că a plecat din organizația PNL Deva condusă de Florin Oancea. La o zi de la trimiterea somației, primăria Deva și pus-o în aplicare, ridicând căsuța închiriată, dar în care familia lui Ioan Stănilă a putut să lucreze doar câteva zile, adică doar în zilele în care a funcționat și telecabina și au fost turiști. Chiar dacă nici în celelalte căsuțe nu se vede vreo activitate, se pare că din aceleași motive, primăria Deva a avut nevoie doar de cea a fostului liberal. Mă numesc Stănilă Ioan, sunt un fost consilier în echipa domnului Florin Nicolae Oancea, făcând parte din Partidul Național Liberal. Am avut un chioșc amplasat la poalele cetății, Deva, în care am desfășurat cu familia o activitate comercială. Am funcționat doar câteva zile, deoarece telecabina de la poalele cetății a fost mai mult defectă. Am plătit taxa pe cele câteva zile lucrate. Primarul în funcție, Nicolae Oancea, după ce am anunțat public susținerea domnului Lucian Rus la primăria Deva din partea Partidului Social Democrat, a doua zi, cu tot alaiul din primăria Deva, a transformat totul într-o răzbunare politică, ridicând un chioșc, motivând că are nevoie de chioșc în altă parte. Este jenant, jignitor și umilitor că în anul 2024 se pot întâmpla asemenea nedreptăți, domnule Florin Nicolae Oancea. Eu fiind un plătitor de taxe și impozite la primăria Deva și la statul român. Redacția Hunedoara 1 TV a încercat în mod repetat să obțină și punctul de vedere al primarului Florin Oancea, însă acesta nu a putut fi contactat. Linia apelată este momentan ocupată. Vă rugăm reveniți. The line is busy now. Please try again later. Îți mulțumesc, domnule Florin Nicolae Oancea, pentru bunătatea ta din suflet.